ăsta e Gorgherou. Hai că o deschis femeluța, uite-o că o deschis-o. Asta face el, asta face el când... Dar acum s-a obișnuit cu locul. Asta face el când își caută femelă. Ăsta e tata lui Ferrari. Sperăm că anul ăsta scot din el mai mult, că anul trecut, v-am zis că o fecundat tot cât e un singur ou, dar anul ăsta îl folosesc doar ca taur de montă, nu-l lasă crească pui, nu pierde în timpul, numai calcă femele, atâta lasă. Uite-l caută loc în boxă să o cheme acum. Oh, a început deja să o cheme. Uite-l acolo. Femeluța îl cară pe jos. Hai să deschid o boxă și jos. Oh, de fapt, ăsta-i Gorgherou. Lui porumbel hoț nu zboară. E o rasă de gușat cu seducție. Gorgherou printre cele mai vechi din Spania, din câte știu eu. Nu Gorgherou care e prezentat acum în expoziție. Rasa care se numea Gorgherou era asemănătoare cu ăsta. Ăsta are ceva chestii în plus. Ăsta face parte din rasa nouă. Deci se încadrează în standardul rasei noi de Gorgherou. Ăia care sunt prezentați în expoziție. Dar ăștia fac parte dintr-o familie de gușați spanioli. Castellano. Trunchiul ăla de gușați. Căpățână mare, nări mari, gușa mare și lăsată. Nu sus, gușa lăsată, nu umflată, balon, gușă care bălângăne. Cealaltă familie de gușați, probabil că vă dați seama care e, ăia care țin gușa umflată sus, din care face parte și horsemanul. Ăia au altă modificare genetică, care face gușa să se umfle sus, să facă balon. Ăștia nu au umflată cu aer în permanență. Bine, nici aia nu au în permanență, dar mă rog. Și în momentul în care curtează, ăștia au gușa jos, bălângâne. Deci nu-i balon. E o chestie acolo, e o piele în plus care bălângâne. Hai că îi lăsăm să combine. Mie îmi trebuie o ușoare de la el. Poate că pentru început trebuie să-i dau o femelă care o mai bine. Asta o singură dată o ouat până acum. Deci a început ciclul de ouare. Pitica asta. Pitica asta în 75. Are în ea alte 3 rase de spaniol. Și un sfert gălățean. Și acum facem 75-a asta. Cu Gorgherou, v-am spus de ce, să scot eu ceva pe gustul meu, așa, cu căpățâna un pic mai finuță, cu nări mai mici și zburător, bineînțeles, asta e zburătoare, pitica. Nu trebuie să fie niște zburători extraordinari să zboare zeci de kilometri. Dar, așa, până la jumătate satului, măcar, frumos. Așa cum face, atâta cât face prințul. Să se ducă până la stolurile din vecini și să se pună între ei sau să zboare deasupra lor. Mă rog, știți voi ce trebuie să facă. Ați văzut, v-a arătat moșul ce trebuie să facă un gușat. De captură, mă refer. Un gușat de captură.
Da, vedem ce reușim să scoatem. Și mai am un motiv pentru care l-am pus cu femeluța asta și nu l-am pus cu valenciana sau cu altceva. Pentru că nu sunt rudiți deloc. Deloc. N-am absolut nimic sânge comun. Nimic. Eu cum mă feresc de consanguinizări? Adică eu cum nu tratez porumbei, că nu-i vaccinez, nu-i tratez numai la nevoie, intervin doar când e cazul, îmi trebuie porumbei puternici. Și de-aia mă feresc de consanguinizare. Adică nu se mai vede nimic acolo, n-am ce să vă filmez, v-am povestit destule. Îl las să o ducă pe boxă și după aia mai vedem ce facem. Pa!